Căldura excesivă și umiditatea ridicată din această perioadă reprezintă una dintre cele mai rapide căi spre infecții. Trebuie să evităm pe cât posibil depozitarea gunoaielor în locuri neautorizate, transmite Municipalitatea Capitalei. În oraș situația este în mai multe zone exact pe dos. Medicii se așteaptă la un val de îmbolnăviri. Centrul orașului era astăzi la peste 40 de grade, plin de zone în care gunoaiele erau pur și simplu aruncate la întâmplare. Așa e peste tot, nu numai aici. Mai e frică pentru sănătatea noastră a copiilor? Pentru copii în mod special. Chiar dacă municipalitatea a dispus suplimentarea echipelor de la firmele de salubritate în această perioadă, există totuși zone chiar în centrul orașului care pot deveni cu ușurință adevărate focare de infecții. Medicii spun că riscul de îmbolnăvire este uriaș. Practic, specialiștii consideră că oamenii ar avea toate motivele să fie îngrijorați pentru sănătatea lor. Pericolul este mai aproape decât credem. Cele mai frecvente boli din cauza mizeriei sunt hepatita A, meningita, enterocolita sau infecțiile cu bacterii rezistente la antibiotice. Astăzi trăim, de fapt, într-o lume de microbi, care microbii cântăresc cam 1,5-2 kg din greutatea noastră, că ne întrebăm la un moment dat dacă nu suntem mai mult microbi decât om și că lucrurile astea sunt extrem de importante a fi cunoscute și transmise și celor mai tineri. Păi e vorba de igienă până la urmă, că ar trebui totuși să avem grijă de țara asta noi, adică totul trebuie să pornească de la noi, nu de la oamenii care fac curățenie, pentru că în general auzi că da, ce, sunt plătiți. Nu, nu trebuie să fie plătiți, trebuie să avem și noi bunul simț să ne aruncăm gunoaiele unde trebuie. Teoretic, legea interzice depozitarea deșeurilor necontrolat pe domeniul public. Practic, tot mai mulți oameni o încalcă, iar sancțiunile sunt aproape inexistente. Amenzile sunt cuprinse între 200 și 500 de lei, însă oamenii pot fi pedepsiți doar dacă sunt prinși în flagrant.